După expoziția Flori de Toamnă de la finalul anului trecut, biologii grădinii botanice Anastasie Fătu a Universității Alexandru Ioan Cuza au gândit un nou scenariu menit să îi încânte pe ieșeni. De această dată este vorba despre o expoziție de plante exotice prezentate în diferite amenajări inspirate de natură sau de imaginația peisagiștilor instituției, care le îngrijesc și le diversifică permanent. Este un eveniment tradițional. A debutat în anul 1975, ceea ce înseamnă că în acest an va fi cea de-a 49-a ediție a unei expoziții începută inițial cu prezentarea colecției de azalee și camelii, practic primele azalee și camelii reunite într-o colecție într-o grădină botanică din România. Plantele care sunt expuse în prezent au vârstă de peste 50 de ani, însă în ultimii ani, pe lângă azalee și camelii, am considerat că este foarte bine să prezentăm și celelalte colecții de plante exotice. Azaleele și cameliile provin din zona tropicală și subtropicală a Asiei de Est. În cadrul expoziției sunt prezentate mai multe alte specii de begonii, orhidee, peperomii și filodendroni din pădurile foioase tropicale, aloe, agave, crasulacee și euforbii din zonele uscate ale Africii și Asiei sau cactus din deșerturile americane. Am dorit în mod deosebit să realizăm aceasta pentru a reuși să îi facem pe vizitatori să înțeleagă diferența dintre plantele suculente și cactus. Este un pic dificil, deoarece atunci când spunem plantă suculentă, ne gândim întotdeauna la cactus. Ei sunt doar un grup al acestor plante care sunt adaptate la condițiile extreme, mai ales din regiunile de deșert. Dar cactușii sunt originari doar din zonele Americii. Un punct de interes permanent îl reprezintă colecția de plante insectivore. Din același grup al plantelor cu adaptări impresionante la condiții de secetă sau lumină directă a soarelui, fac parte specii din familia Bromeliaceae, care provin din America de Sud. Vizitatorii vor mai avea ocazia de a admira pereții vegetali verticali pe care sunt reprezentate simboluri din filosofia și tradițiile japoneze. Expoziția va putea fi vizitată până pe data de 10 martie în intervalul orar 9-17. Prețul unui bilet este de 15 lei. Pentru studenți, pensionari și grupuri de minimum 10 persoane, biletele vor avea preț redus.